Cine mi-aduce? Mi-aduce? Hai, adu-le tu. Urna, să nu mi-aduci. Așa, gata. Valentina, ai grijă de voturi? Da, ai grijă de voturi? Uite, primul exercițiu de vot, urmează voturile de pe 9 iunie. Nu desface. Ce faci? Voi îți desfaci? Eu uite, domnule, voia să mă sluiască voturi. Da. Păi și... A, cred că e încuiat. Bine, domnule, hai. Punem urna pe jos. Lăsați-o, doamna Maria, că nu se întâmplă nimic. Ai emoție, Nela? Nu? Bine. Primul vot este al lui Vlad. Doriți ca Ionela să rămână în casa Mireasa? Vlad zice da. Primul vot, da, așadar. Poți să-mi și spui de ce? Merită a doua șansă orice persoană. Poftim? Merită a doua șansă orice persoană. Ok, da. Mergem la Liviu. Poftim? Cu plăcere. Plăcere. Nu, i-am mulțumit lui Vlad, eu. Lăsați ironiile, vă rog. Liviu spune că... Nu. Da, sunt aici și eu, asta cred, pentru că... Din tot ceea ce am văzut din această poveste, asta e concluzia mea. Că... Că? Este despre imagine, despre realitatea cu adevărat, eu nu înțeleg și am ales să zic nu. Așadar, un vot da, un vot nu. Ce s-a întâmplat, Nela? Pe vrea nelămurire? Zic să mulțumesc fiecăruia în parte sau la sfârșit? A, nu știu, cum simți tu? Nu e o obligație de niciun fel. Mergem mai departe la Cristian, care votează da. Mulțumesc, Cristian. Ia, doi da. Hai că nu mai spunem la fiecare, o să vă spuneți voi după aia. Da. Valentin. Deci, doi da, un nu. Țineți voi evidența. Da. Valentin zice nu. Doi cu doi. Mai departe. Mai departe avem pe Delia, care zice da. 2 cu 3. Mergem la Natalia, care zice nu. 3 cu 3. Ce spuneți? Foarte strâns până acum. Laura zice da. 4 voturi de da. Cu 3 voturi. Nu. Adriana zice nu. 4 cu 4. Măi, ce faceți aici? Iuliana zice da. 5 cu 4. Alexandru zice nu. 5 cu 5, vreau să fie egalitate. Ștefan. Da? Am auzit un băie ești nebun. Cine a zis? Cine a zis băie ești nebun? Asta am auzit. Eu n-am zis, eu nu. Cât e scorul? 6-5. Cristina zice nu. Și uite așa am ajuns la 6-6. Mai avem. Maria zice da, 7-6. Acum e 7. Elena zice 7-7. Mai avem un vot. E da. Mai avem un vot. Votul lui Albert. Albert. 7-7 concurenți spun ca că Ionela să rămână în casă și alți 7 spun că ar trebui să părăsească emisiunea și Albert. Care înțeleg că s-a gândit foarte mult. Și i-au tremurat mâinile și a greșit și numele. A votat ultimul și a spus da. Ionela, cu 8 voturi din 15, 8 voturi de da, rămâi în casa Mireasa. Mulțumesc pentru cei care m-au votat cu da. Și
pe ceilalți, depinde de tine și dacă îi convingi. Cei care m-au votat, nu la fel le mulțumesc. Pentru că Albert mi-a spus să spun nu. I-ai sfătuit pe colegi să voteze nu? Nu. Ionel a spus că ea dorește să rămână doar dacă Albert vrea să continue și atunci m-am uitat la Albert să văd dacă vrea sau nu, ca să nu stea aici degeaba. Adică degeaba dacă nu vrea ceva decât cu el. Dar, și atunci am pus nu. Am zis că nu vreau să continui cum ar veni. Uh-huh. Asta dar a fost. Da. Nu am putut să... În principiu nu. Ați văzut, am început prin a cere o justificare pentru vot, după aia m-am oprit, că este irrelevant, nu știm ce o să se întâmple. Era doar un gir al vostru pentru ca Ionela să rămână sau nu în casă. De ce te-ai gândit tu atât de mult? Pentru că nu am știut, într-adevăr, nu am știut ce să fac. Mi-a fost greu. Și atunci de ce ai votat da, dacă tu spui că pentru acum că ai, ai spune că nu vrei să mai continui? Da, în ciudat a tot ceea ce s-a întâmplat, nu am putut să votez altfel. Nu, okay. Chiar n-am putut, mi-a fost greu. Și... Păi dacă eu ți-am zis că rămân în misiune cu tine și dacă fără tine plec acasă. Dacă vrei, îmi pot schimba vot. Adică nu... Nu. Adică nu știu, adică nu neapărat. Adică... Asta a fost. Nu am putut să votez altfel. Pur și simplu, nu am putut. Crede-mă, chiar am stat și m-am gândit și nu... Nu am putut să votez. Bun, poate este o întrebare la care ar trebui tu să-ți răspundi. De ce n-am putut să votez altfel? Că poate de aici se poate schimba ceva. Habar n-am, nu știu. Trebuie tu să-ți răspunzi ție. Înțelegi? Eu îmi dau seama că ești foarte confuz acum. Nu ne grăbim nicăieri. După cum vezi, nici ea nu are unde să mai grăbească. Pentru că rămâne în casa mireasa. Deci vom vedea ce va fi.